Avem prognoza pentru următoarele 4 săptămâni, ce ne rezervă vremea în prima lună de primăvară. Aflăm în direct chiar acum de la colega mea Alina Șerban, meteorologa ANM. Alina, mai întâi cred că trebuie să începem cu temperaturile ce se vor înregistra începând de astăzi, foarte ridicate, nu? 17-18 grade chiar. Bună ziua, bun găsit tuturor! Da, foarte bine ai punctat, temperaturi din ce în ce mai ridicate. Dacă în zilele anterioare am avut parte de o răcire în jumătatea de nord a teritoriului în mod deosebit, ei bine, atât astăzi cât și în zilele următoare temperaturile vor marca o creștere continuă, chiar dacă nu foarte accentuată de la o zi la cealaltă. Însă, într-un final, se va ajunge la temperaturi cu mult mai ridicate decât în mod normal a avea la această dată. De exemplu, astăzi vorbim de temperaturi maxime de 10 și peste 10 grade în mare parte din țară, în vest, în sud, în est, în nord-est, până la 16-17 izolat, 18 grade în extremitatea de sud a teritoriului. Mâine, temperaturi mai ridicate cu 2-3 grade în toate regiunile, poi mâine mai punem încă 2 grade la ce se va înregistra mâine, astfel încât vom ajunge la temperaturi maxime de 15 și peste 15 grade în mare parte din țară, până la 20, poate chiar 21-22 de grade în extremitatea de sud a teritoriului din nou. Acestea, repet, sunt temperaturi cu 10 și ușor peste 10 grade, mai mult decât ar fi normal să avem la această dată. Am vorbit despre temperaturi, se pare că acestea se vor menține și pe parcursul săptămânii viitoare destul de ridicate, chiar dacă vom mai avea ușoare variații în mod deosebit în regiunile nord-vestice, nordice și centrale. Acolo unde, de altfel, sisteme frontale vor traversa din când în când zonele respective și vor determina precipitații, precipitații pe fondul acestor temperaturi sub formă de ploaie în zonele joase de relief, la Poviță și Ninsoare, în mod deosebit în zonele montane înalte. Însă, pentru că precipitațiile vor fi în intervale destul de multe de timp, putem spune că vor aduna cantități destul de importante de apă în acele zone, vorbim de vest, de nord, de centru, și foarte probabil ca din când în când să fie asociate cu descărcări electrice.